Sâmbătă 30 octombrie, în comuna Stoilești a avut loc un accident în urma căruia un bărbat de 42 de ani a murit. În timp ce se deplasa însoțit de un pasager, șoferul unui tractor a pierdut controlul vehiculului și a intrat într-un șanț. În urma impactului, pasagerul a căzut din tractor și a decedat. Polițiștii biroului rutier din Râmnicu Vâlcea au intervenit la data de 30 octombrie la un accident rutier în comuna Stoilești, soldat cu decesul unui bărbat de 42 de ani. În fapt, un șofer de 60 de ani din comună a condus un tractor încărcat cu material lemnos, iar la un moment dat a intrat într-un șanț. În urma evenimentului a rezultat decesul pasagerului din tractor, un bărbat de 42 de ani, care în momentul în care tractorul ar fi intrat în șanț a căzut. În urma acestui accident, șoferului în vârstă de 60 de ani a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Mai mult, bărbatul a fost sancționat contravențional, întrucât transporta lemne și nu avea asupra sa documente justificative.